Compania Siemens Healthineers România a fost partener strategic al Congresului Național de Radiologie și Imagistică Medicală din 2023, cu intenția de a aduce în atenția medicilor cele mai recente inovații tehnologice utilizate pentru diagnosticare și tratament. Există statistici care spun că în 70% din cazurile în care un medic are nevoie de diagnostic, de a pune diagnosticul, este necesară un screening. Da? Păi dacă în 70% din cazuri este nevoie de un screening, este evident că tu nu te numești doar vânzător de echipamente, tu trebuie să fii partener. Și atunci, întotdeauna, trebuie să fii cu un pas înainte, să privești spre viitor, pentru că ăsta este apanajul unei companii, așa cum este Siemens Healthineers și mai ales că lider mondial până la urmă. Și în paralel cu asta vine, dacă vreți, medicina modernă, care este medicina centrată pe pacient. Da? Deci pacientul este în mijloc și noi toți ceilalți suntem în jurul pacientului pentru a-i oferi acestuia soluțiile de diagnostic și tratament, evident. Cum vine, practic, Siemens Healthineers în sprijinul medicilor, practic, adică să aibă acces la o aparatură de ultimă oră, să se profesionalizeze și mereu să aibă un update? Acum, vedeți, din păcate, întotdeauna de la dorință la putință este un drum lung și noi ne străduim pe cât putem să-l scurtăm. Dacă este să privim din punctul de vedere al componentei de publice, de stat, este evident că noi nu putem face altceva decât prin intermediul congreselor să arătăm noua tehnologie, iar în egală măsură și prin prezentări, prin anumite workshop-uri individualizate și în egală măsură autoritatea contractantă să fie cea care să decidă împreună cu medicii ce își doresc cu adevărat pentru spitalul sau pentru unitatea medicală. Dar asta este pe zona publică, iar aici, iarăși, din păcate, nu avem decât posibilitatea licitației și legislația în vigoare a licitațiilor publice. Dacă vorbim însă despre segmentul privat, acolo lucrurile stau puțin altfel. Și stau puțin altfel pentru că acolo avem o altă flexibilitate. Avem această flexibilitate legată de întâlnirile cu medicii, cu business-ul, cu owner business-ul sau cu factorii decidenți ai business-ului medical privat, care vin și ne povestesc ce își doresc, care le este strategia, iar noi venim în completare cu ceea ce li se potrivește cel mai bine, în sensul de a-și atinge și ei strategia lor, dar a avea un partener pe măsura nevoilor și așteptărilor. Acolo începe povestea în care, probabil că ați văzut în ultima perioadă, a fost deschis primul reference site Siemens Healthineers în România, la un spital privat, și vorbim de spital Ovidius Clinical Hospital din Ovidiu. Acela este, dacă vreți, dovada vie a ceea ce ne dorim să facem. Este un prim pas, este primul reference site și acolo avem sala de training, în care adunăm din timp, facem anumite evenimente medicale în care fie traininguim operatorii, fie discutăm cu medicii cazuri pe care le-au întâlnit și cum pot fi ele interpretate sau cum pot fi abordate. Tot acolo discutăm despre alte echipamente, despre completări, despre upgrade-uri și așa mai departe. În egală măsură, un reference site este și cel care oferă posibilitatea medicilor din toată țara, dacă vor să vadă un echipament, să vină să-l vadă și acolo vor găsi medici care lucrează pe aceste echipamente și pot să facă share experience, pentru că noi credem foarte tare și unul dintre lucrurile care ne definesc este partea aceasta de sharing is caring. Da? Noi nu putem să fim individuali și nu avem cum, pentru că aici este un cumul de factori, dacă vreți, și de membri care împreună fac o echipă în sprijinul pacientului. Ăsta este reference site-ul. Ne dorim să avem mai multe și suntem în discuții. Doar că pentru a deveni reference site există niște criterii și ele trebuie îndeplinite. Sunt atât criteriile de quality, evident, cele de proceduri, cele de staff medical, de echipamente și așa mai departe. Dar suntem la început de drum. Acest reference site este un succes pentru că a adunat până acum câteva ediții, câteva momente de training cu diferite
tematici și a fost un real succes. Iar feedback-ul pe care îl primim, că până la urmă noi putem să facem orice, noi putem să venim și să spunem facem. Ceea ce contează cel mai mult este feedback-ul pe care îl primim. Și toate feedback-urile de la participanți au fost, wow, ne mai dorim, pentru că am plecat de aici știind că știu un pic mai mult decât ieri. Despre asta este vorba. Și noi, până la urmă, asta facem, susținem și această componentă educațională. Cum vedeți piața echipamentelor medicale din România comparativ cu celelalte țări din Europa și cum se situează aici Siemens Healthineers? Cred că este, România este o țară, dacă ar fi să o privesc la nivel de echipamentele care există în acest moment în România, aș spune că este o țară ambițioasă. Și ambițioasă din punctul de vedere al dorințelor și este evident că specialiștii, ownerii de business, oamenii care fac acest business și care completează această piață de servicii medicale, își doresc și au înțeles foarte bine ce înseamnă pentru pacient și ce înseamnă pentru un business și pentru pacient diagnosticul și tratamentul pe măsură. Și atunci, da, suntem mândri că în România avem niște echipamente foarte bune și cumva orice a apărut nou în, sau ce a lansat Siemens Healthineers în ultimii 2 ani, deja le avem în România. Asta este pe segmentul privat. Pe segmentul de stat este lăudabil faptul că Universitatea din Cluj a achiziționat și urmează în următoarele 2 luni să fie pus, să fie instalat un echipament 7 Tesla, un echipament de rezonanță magnetică 7 Tesla. Imaginați-vă că acest echipament este un echipament care se adresează studiilor. Da? Ca să mă înțelegeți, echipamentul care a fost achiziționat pentru Universitatea din Cluj există în lume în număr de 40. Este evident că discutăm despre o comunitate științifică. Este evident și pentru noi este lăudabil faptul că Universitatea și-a dorit acest lucru. Este o onoare pentru noi să fim parteneri cu ei și în egală măsură, de ce să nu fim corecți și români până la urmă, să vedem că România a fost pusă pe harta științifică și cu siguranță ceea ce va aduce viitorul după achiziția echipamentului, după punerea lui în funcțiune, după armonizare și tot ce mai trebuie făcut, să vedem că România intră în comunitatea științifică mondială. Este absolut fabulos și lăudabil ce se întâmplă. Deci suntem optimiști. Da, avem echipamente foarte bune în România, cu precădere mediul privat, dar să știți că la nivel de tendință, așa cum le vedem, e adevărat, sunt și aceste fonduri europene care vin să sprijine și iarăși este lăudabil faptul că am reușit sau că România a reușit să obțină aceste fonduri, să vedem și ele cum se vor pune în practică. Medicii chiar știu ce-și doresc și chiar știu ce-și doresc și au grijă și înțeleg foarte bine ce înseamnă pentru pacient. Iar noi nu putem decât să venim și să fim aproape și să sprijinim lucrurile astea. Pentru că, în general, la congrese există o vedetă, aș vrea să vă întreb la Congresul de Radiologie și Imagistică Medicală de la Craiova, din punctul de vedere al dumneavoastră, cine a fost vedeta? Mă refer aici la aparatura care a fost prezentată. Wow, să știți că pentru noi, da, este tare frumoasă exprimarea aceasta de vedetă și cumva așa este. Acum, dacă este să privim portofoliul pe care Siemens Healthineers îl are în România, aș spune că avem mai multe vedete, dar dacă ne adresăm strict la congresul, pentru că ele sunt pe specialități diferite, dar pentru că ne referim la congresul de imagistică, vedeta, fără doar și poate, este echipamentul Naetom Alpha, care este un computer tomograf. Așa cum ne place nouă să spunem, am reinventat fizica și ăsta este lucrul fabulos, iar cumva deja în România există acest echipament. Noi discutam anul trecut iarăși la congres și a fost prezentat echipamentul ca și principii de funcționare, de ce ne permitem să spunem că reinventăm fizica.
iar anul acesta deja am discutat despre existența lui în România, sigur într-un centru privat, iar anul viitor ne așteptăm să venim deja cu studii făcute în România pe acest echipament. Este interesant să vedem că în toate discuțiile pe care le-am avut, atât în cadrul congresului, cât și în diverse manifestări colaterale, medicii au înțeles și își dau seama cât de important este acest echipament, pe de o parte, sigur, privind tehnologia lui, dar pe de altă parte, care este cost-beneficiu sau, dacă vreți, risc-beneficiu, pentru că, în esență, vorbim de un computer tomograf. Deci se știe că partea de iradiere, ca să spun așa, ceea ce înseamnă computer tomografia clasică, în această componentă nouă a acestui echipament, Aetomo Alpha, este deja în altă parte, în altă componentă și mult, mult, mult redusă. Și asta înseamnă un beneficiu pentru pacient, înseamnă beneficiu pentru copii, înseamnă un beneficiu pentru toți pacienții până la urmă și cu toate acestea, pentru că știți ce se întâmplă? Toată lumea știa până acum în computer tomografia clasică, normal, cea pe care o știm astăzi, toată lumea știa, dacă vrei o imagine mai bună, trebuie să dai o iradiere mai mare. Acest computer tomograf, acest nou Aetomo Alpha, vine și spune altceva. Nu că vine și spune, arată și demonstrează că eu obțin o imagine mult mai bine, mai bună, dar cu o iradiere mult mai mică, ceea ce este fabulos. Și ca să înțelegeți cât de performant este echipamentul acesta, ca să fie cumva ușor și de asimilat pentru cunoscători sau mai puțin cunoscători, imaginați-vă că echipamentul ăsta este capabil să dea atâta informație, dar din păcate sistemele de procesare, de procesare a informației sunt limitate și nu vorbesc de noi, vorbim de companiile mari din domeniul IT care fac aceste sisteme de procesare. Deci în acest moment echipamentul conține cel mai performant sistem de procesare, dar cu toate acestea și el este limitat. Deci capacitatea echipamentului de a oferi informații este extraordinar de mare, iar procesarea informațiilor este cumva, dacă vreți, limitată de sistemele de procesare. Și atunci nu facem altceva decât pe măsură ce sistemele de procesare vor crește performanța, echipamentul este același, dar el va reuși să proceseze sau va reuși să ofere mai multă informație sistemului de procesare. Aici este toată balanța și așteptăm cu viu interes să vedem cum va progresa.